Bun găsit! Prințul Charles și satul brașovean Viscri au o poveste care a început în 2002, când, prin fundația sa, mai exact fundația Mihai Eminescu Trust, oarecum a adoptat satul. A început prin a-și cumpăra aici o proprietate, a renovat-o, proprietatea se află în spatele meu, Casa Albastră. Fundația a continuat să îi ajute și pe alții să-și renoveze fațadele în stilul tradițional săsesc, fapt care în timp a dus la o creștere a imaginii satului și a brandului acestuia, iar acum din poveștile localnicilor, majoritatea persoanelor, grație reclamei pe care a făcut-o comunei, sunt angajate aici la afaceri deschise de către localnici sau chiar de persoane venite din alte țări pentru a promova cultura săsească, de care se spune că și prințul Charles aparținea, fiindcă ar fi avut legături de sânge cu sașii transilvaneni.